Avem primele imagini cu iubita lui Bogdan de la Insula Iubirii după ce a trecut printr-un divorț dureros. Fostul soț al lui Hannelore și-a găsit din nou fericirea și se iubește cu o brunetă sexy, iar relația este una asumată. Priviți! Dan Ionescu, fostul concurent de la Insula Iubirii, a trecut peste despărțirea de Hannelore și și-a găsit liniștea în brațele unei brunete sexy, alături de care se arată extrem de fericit. Și spunem acest lucru pentru că fostul soț al lui Hannelore a fost fotografiat noaptea trecută în timp ce era sărutat cu patos de tânăra brunetă. În tot acest timp, el a afișat un zâmbet larg, semn că este fericit și împlinit, așa cum și-a dorit din totdeauna. Tânăra, pe nume Alexandra, este un cunoscut make-up artist din Timișoara și are doar 26 de ani și nu este deloc de mirare că i-a furat inima cunoscutului Bogdan. Fata, cu părul foarte lung, de culoarea banosului, are și un chip angelic, ochi mari, buze cărnoase, dar și un zâmbet impecabil. Unde mai pui că formele corpului său sunt perfecte. Pe scurt, cei doi se potrivesc de minune, iar Bogdan pare că vrea să se facă băiat de casă. Nu sunt leneș. Lucrez. Am avut job, în timp ce aveam jobul stabil, făceam și tractările. Am hotărât să renunț la job pentru că pierdeam și partea cu tractările. Fac mâncare, am inițiativă.